Bună ziua, domnilor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a Tabletei de Sănătate. Astăzi vom vorbi cu doamna psiholog clinician Ana Maria Cristina Hambețiu despre psihologia pozitivă. Că tot a venit toamna și vremea mohorâtă. Haideți să ne mai destindem puțin. Cum putem să ne ridicăm moralul? Vreau să-mi spuneți, în primul rând, ce înseamnă psihologie pozitivă. Bună ziua, în primul rând. Mulțumesc pentru invitație. Da, psihologia pozitivă este un concept nou. Vine din anul 2000, aparține unuia dintre cei mai mari psihologi în viață, un fost președinte al Asociației Psihologilor Americani, și anume psihologul Martin Seligman. De ce spun că este un concept nou, iată, tânăr, de doar 23 de ani? Pentru că vine să complementeze cumva psihologia tradițională, care după cel de-al doilea război mondial s-a axat foarte mult pe partea de psihopatologie, pe neajunsurile oamenilor, pe partea negativă, dacă am putea spune așa. Așa cum spune și titulatura, da? Psihologie pozitivă, la ce ne duce cu gândul, la tot ce este mai bun și mai frumos dacă este din viața noastră. Dacă îmi permiți, aș da o definiție, să zicem, științifică, pentru că până la urmă psihologia este o știință. Eu am rezonat foarte tare cu două dintre definiții, și anume cea dată de Seligman, dacă îmi permiți, în anul 2000, făcând referire la studiul științific asupra funcționării optime a individului. Și este acea știință care își propune să identifice și să promoveze toți factorii care îi permit individului, până la urmă și comunității, să prospere. În 2009 vine psihologul Peterson, care dă o definiție foarte scurtă și, din punctul meu de vedere, atot cuprinzătoare, vorbind despre psihologia pozitivă ca fiind studiul științific a ceea ce face viața să merită a fi trăită. Frumos spus, din punctul meu de vedere. Ce cuprinde și la ce se referă în mod special psihologia pozitivă? La trăsăturile și emoțiile pozitive ale fiecăruia dintre noi, la virtuțile pe care le avem și un alt aspect important, la instituțiile care pot să pună în valoare toate aceste aspecte. Aș vrea să detaliez puțin ce ai spus, dar aș vrea să te întreb și cui se adresează această psihologie pozitivă. Dacă atunci când vine un client la tine în cabinet, trebuie să identifici cumva tipul de tratament, să zic așa? De terapie. Terapie, da. Pe care să îl Da, desigur. Pașii, să spunem, procedurali pe care îi facem la primirea clientului, pentru că vorbim de clienți în cabinetele de psihologie, de pacienți în momentul în care avem identificată o patologie. În urma interviului, a observației pe care o facem cu clientul, a obiectivelor pe care le stabilim împreună cu acesta, să vedem de ce a venit, care sunt, de fapt, nevoile lui, se face mai apoi o evaluare, iar după ce avem, să zicem, un tablou cât de cât complet a nevoilor clientului din fața noastră, putem să știm dacă îi se potrivește sau nu un anume tip de terapie, de psihoterapie. Și dacă mă întrebi despre adresabilitatea psihologiei pozitive, eu am regăsit-o, să zicem, cumva la o marjă de vârstă, da? Adolescenți până în categoria 40-50+, pentru că de la această vârstă, vorbesc despre cei mai în vârstă, avem alte standarde, alt mod de gândire, tipare deja adânc înrădăcinate. Și atunci ne ducem, zic eu, către o categorie medium de vârstă, da? Adolescenți 20-30 de ani. Pentru că ai spus că li se adresează celor tineri, vreau să te întreb dacă cumva se confundă sau dacă are legătură cu faptul că noi, practic, acum trăim cea mai bună perioadă din istorie, adică nu sunt războaie, dar nu neapărat confortul vieții este mult mai mare decât cel al generațiilor trecute. Și de asta, probabil, avem tendința să exagerăm în problemele noastre. Nu zic că nu există, dar ai întâlnit și clienți care n-ar avea în mod justificat probleme. Da, desigur, sunt foarte mulți clienți și putem spune așa, aproape o generație care s-a focusat mai mult pe neajunsuri.
și nu mai au capacitatea emoțională să vadă și partea bună a lucrurilor. Le este foarte greu și s-au obișnuit. Este cumva zona lor de confort să vadă paharul mai mult gol. Ce face psihologia pozitivă? Ne învață să vedem partea plină a paharului. Seligman a împărțit fericirea în trei dimensiuni și viața în sine, vorbind despre viața plăcută, despre viața bună și viața cu sens. Și aici am putea să dezvoltăm și să vedem care sunt, de fapt, ariile în care acționează psihologia pozitivă și pe ce se focusează ea în mod deosebit. Aici putând mai apoi să facem diferența între neajunsuri și partea, cum vedem partea pozitivă a lucrurilor. Spuneai de viața cu sens. Cum ajungem la o viață cu sens? Sau cum o identificăm? Dacă spuneai că sunt viața plăcută, viața cu sens și... Viața bună. Da. Viața plăcută face cumva legătura și vorbește despre acele emoții pozitive pe care noi ar trebui să le avem într-un echilibru cu privire la trecut, deci să vedem lucrurile bune pe care le-am trăit în trecut, la prezent și să privim cu optimism și speranță către viitor. Da? Viața bună, și aici vine Seligman cu un concept extraordinar, acela de flow, da? Și dacă îmi permiți, aș vrea să-l explic un pic. Toți suntem concentrați asupra sarcinilor de zi cu zi, de acasă, de la școală, de la muncă. Ideea care este? Să fim concentrați și conectați cu ceea ce facem, dar să o facem din suflet, cu plăcere. Și atunci nu o să mai avem acea presiune a timpului de care auzim acum, da? Că timpul s-a comprimat, toată lumea se plânge de această lipsă de timp. Deci cumva totul să curgă într-un sens foarte bun și atunci și rezultatele noastre sunt extraordinare. Viața cu sens vorbește iarăși despre un echilibru. Un echilibru între partea negativă, emoțiile negative și emoțiile pozitive. Să încercăm să dăm sens tuturor și să găsim partea bună chiar și în aspectele negative ale vieții noastre. Da, poate părea cumva așa utopic să spunem să vedem și partea bună în momentele grele, dar reușim. Este un exercițiu care se face și cu care noi le dăm cumva instrumente clienților în terapie să învețe să-și valorizeze toate emoțiile, și negative și pozitive. Psihologia pozitivă nu are, de fapt, nicio legătură cu sintagma. Fii pozitiv, vezi lucrurile bune, gândește-te la partea plină din viața ta. Nici de cum. Asta nu ne păcălim. Nu ne păcălim. Chiar am vrut să facem o delimitare conceptuală. Această modalitate de gândește pozitiv tot timpul, mie mi se pare ca a fi o forțare. Și vreau să dau un exemplu, da? Nu o să înveți mai bine dacă tot timpul spui trebuie, pot, eu sunt de 10, da? Deci această gândire pozitivă forțată cumva. Bun, trebuie să vedem lucrurile din ambele sensuri și să le aducem cumva în echilibru. Și aici aș da un exemplu, da? Ce se întâmplă cu un student? Haide să luăm, pentru că am vorbit de o anume categorie de vârstă, care ia un 8 sau un 9 la un examen. Începe acel sentiment, eu nu sunt suficient de bun, de ce am greșit la 2-3 întrebări, puteam să iau 10. Ce nu vede? Nu vede partea pozitivă a faptului că a luat examenul. El începe să se autosaboteze și își creează cumva un pattern emoțional, impregnându-și, da, tot timpul, eu nu sunt decât de nota 8, fără să vadă și partea pozitivă a lucrurilor. Forțăm această gândire pozitivă fără să ne uităm la un alt concept, la resursele pe care noi le avem. Mie îmi place să dau așa un exemplu, pentru că în psihologia pozitivă vorbim de trăsături pozitive, de virtuți, de talente. Da? N-am să pot să fiu niciodată balerină, pentru că nu am acest talent, nu am aceste abilități și atunci degeaba mă voi forța să fac balet, pentru că nu am tot complexul, toate instrumentele de care aș avea nevoie. Da? Deci aici să nu forțăm și să facem o diferență. Din câte înțeleg, psihologia pozitivă se axează mult mai mult pe viitor. Pe prezent. Da. Față de psihologia tradițională, care cumva ne ajută să înțelegem traumele din trecut.
și să le vindecăm. Și să le vindecăm. Da. Asta spuneam la început, psihologia tradițională mergea foarte mult, cum am zis, pe neajunsuri, pe probleme, pe patologie și încerca și încearcă, pentru că avem încă patologii care trebuie vindecate, tratate prin psihologia tradițională. Ce face psihologia pozitivă? Vine să complementeze această psihologie tradițională, nu o înlocuiește. Da? În cadrul psihologiei o să întâlnim mai multe concepte de terapii, psihoterapii. A privi totuși către trecut, în sintagma psihologiei pozitive, este a privi cu emoții pozitive, cu mulțumire și cu acceptare pentru ceea ce am trăit în trecut. Da? Nu vedem doar partea negativă și ne întoarcem să ne luăm acele resurse pozitive și din trecut. Cam așa acționează. Spuneai de vizualizarea succesului, că e o practică în terapia pozitivă. Cum am putea să vizualizăm succesul, dar încă o dată zic să nu ne îmbătăm cu apă rece, cum spuneai tu, dacă eu vizualizez că o să fiu o balerină și o să dansez la Covent Garden, ar trebui să mă uit un pic la resursele mele. Aici, iarăși, sunt două concepte pe care aș vrea să le punctăm. A vizualiza succesul și a visa cu ochii deschiși. Este o mare diferență, da? Am auzit foarte mult și noi suntem generația care se spunea nu cumva să stai să visezi cu ochii deschiși, pune mâna și fă ceva, dacă mi este permis așa limbajul. Noi eram generația de acțiune, să zicem așa. De acțiune. Trebuia să facem ceva. Ce se întâmplă cu această practică? Da, este foarte uzitată în partea de psihologie pozitivă. Este de fapt un proces. Pornește de la acel a visa, dar nu cu ochii deschiși, pentru că în procedura vizualizării ți se recomandă să-ți stabilești un obiectiv. Haideți să facem un exercițiu. Hai să alegem împreună acum un obiectiv și să-l vizualizăm ca succes. Eu să aleg? Da. Hai să zicem că îmi doresc să slăbesc 10 kg. Ok, bun. Deci acesta este obiectivul tău. Da? Care este de fapt tehnica? Ți-ai stabilit obiectivul, se spune că se recomandă să închizi ochii, să integrezi în tine, în mintea ta, în sufletul tău până la urmă acest obiectiv și mai apoi să vizualizezi întregul proces pe care tu îl parcurgi până la ajunge la acest obiectiv. Cu ce emoții intri în procesul de slăbire, să spune, da? Care sunt pașii pe care îi faci? Vizita la nutriționist, menținerea unui echilibru cu sport, nutriție și parte terapeutică. Cum îi vezi pe cei din jurul tău că reacționează la întregul tău proces și mai apoi să te vezi deja pe tine fără acele kilograme. Ok? Dar trebuie să vezi tot parcursul. Se spune că în vizualizarea succesului îți pui obiectivul și cumva te gândești că l-ai și îndeplinit. Dar nu ratezi și nu lași la o parte drumul. Și mai apoi te vizualizezi fără 10 kg și cum te simți tu, cum îți schimbă ție viața, până la urmă, această scădere în greutate. Deci iată o mare diferență dintre a visa cu ochii deschiși, pur și simplu, și a vedea și procesul. De ce? Pentru că o să vezi care îți sunt resursele, dacă ești capabil de un astfel, pentru că este un efort, și dacă chiar îți este necesar, până la urmă, să te vezi fără acele kilograme lipsă. Acesta ar fi exercițiul. Cred că ar trebui să ne învățați și cum să avem răbdare. Da, da, pe de-aia vorbesc de resurse, pentru că pentru un om care ține 2-3 zile o dietă și apoi o întrerupe, pentru că nu are perseverență, nu are curaj să schimbe niște obiceiuri adânc înrădăcinate, da? De-aia spun, este un întreg proces pe care îl vizualizezi și atunci stai și te gândești, pot, sunt capabilă, am resursele să ajung acolo și cel mai important, îmi este necesar? Asta este până la urmă întrebarea. Îmi dau seama, probabil din spusele dumneavoastră, că sunt mulți clienți care poate ajung și la concluzia că nu e necesar să facă un efort atât de mare pentru un succes care nu-i face mai fericiți, nu. Probabil. Da, și atunci, de aia spun, vizualizăm. Tu ne-ai dat exemplu cu slăbitul. Alții își doresc un anume post. Bun, pentru ce îți dorești jobul respectiv? Te vezi acolo. Ce înseamnă, de fapt, pentru tine? Și atunci, ok, se pare că nu este pentru mine.
și devenim mai realiști. Da? Pentru că, așa cum îți spuneam, trebuie să fim conștienți de resursele noastre interioare. Foarte bine ați punctat faptul că psihologia pozitivă nu înseamnă să te înveți cu apă rece, să visezi cu ochii deschiși și să-ți dai seama dacă chiar îți dorești și ți este de folos ținta, destinația. Da. Și dacă poți să duci drumul și să faci procesul până la capăt. Probabil și să fii mulțumit dacă ai ajuns la jumătatea drumului. Da, și să constați că ți este bine și să nu-l consideri un eșec. Da? Pentru că despre asta vorbim în pozitivism. Mă mulțumesc și sunt bucuros pentru fiecare pas pe care eu îl câștig în procesul pe care, sau pe drumul pe care am pornit. Cred că are legătură și cu un concept din sport care spune că trebuie să te depășești pe tine, nu pe ceilalți. Da. Tu trebuie să fii mai bun astăzi decât cel de ieri. Da, nu... să fii versiunea ta mai bună. Cu fiecare pas mărunt și să nu negăm și, apropo de a visa cu ochii deschiși, da? Ce înseamnă? Că fac un pas foarte mare. Nu. Succesul, și este demonstrat, se face prin pași mici, succesivi, nu sărim nicio etapă importantă și vor fi obstacole și aici trebuie să ne gândim. Dacă întâlnim obstacole în procesul nostru, ce facem? Suntem capabili să le depășim? Sau rămânem blocați într-un anume punct? Și aici iarăși mă întorc la emoțiile de care noi suntem capabili, să nu ne dezamăgim, să nu devenim autosabotori, pentru că este un concept și îl întâlnesc de foarte multe ori în interacțiunea cu clienții. Și cum le spui atunci? Te autosabotezi, dar bănuiesc că nu le spui chiar așa. Nu, și este foarte interesant. Lumea vine la psiholog considerând că noi dăm rețete, noi le spunem exact și am întâlnit. Să-mi spuneți ce am de făcut. Bun, eu nu pot să-ți spun pentru că eu am experiențele mele personale. Tu va trebui să descoperi singur care ți este până la urmă drumul. Și ei ajung la concluzia acestui autosabotaj, prin piedicile pe care și le pun, prin întoarcerea la negativitate, acel eu nu sunt bun de nimic, am încercat, mie nu-mi reușește. Și atunci încercăm să schimbăm modul de gândire. Sunt acele cuvinte sabotor, care sunt acum foarte vehiculate. Încercăm să schimbăm modul de a gândi și comportamentul. Ca ei să-și poată depăși aceste blocaje. Da? Și să vadă, bun, n-am reușit. Fac un pas în spate. Când nu putem schimba o situație, schimbăm modul în care o privim și în care acționăm asupra ei. Da? Deci nu rămân blocat într-o situație, da? În fața unui perete, când eu văd că dacă dau un pas în spate, am fie o fereastră, fie o ușă pe de altă parte și găsesc o altă cale. Asta așa, plastic vorbind. Cât timp durează această terapie până când se văd rezultatele? Că bănuiesc că vin, dacă ați spus că vin persoane care vor o rețetă, da. Cred că vor și un timp. Vor și un timp. Acum mai avem o problemă cu timpul. Sunt cei care vin și zic că în două ședințe nu am rezolvat. Bun, problema ta este de 30-40 de ani acolo. Timpul nu poate fi comparat cu 50-60 de minute cât durează o ședință. Se spune în teorie că de fapt schimbările apar după a 10-a ședință. Da? Am spus interviu, observație, evaluare, în planurile noastre de intervenție cam acelea preiau 2-3 ședințe și abia după aceea începe munca, consilierea, partea de consiliere psihologică, iar în psihoterapie procesul adânc în care trebuie să intrăm. Și atunci avem nevoie de timp, avem nevoie de răbdare. Sunt mulți care renunță, care se opresc, nu-i putem ține cu forța în consiliere sau în terapie și sunt cei care depășesc pragul conștienți că mai au încă multe de făcut pentru ei și aceea să știți că țin și un an, doi procesul terapeutic până ei se simt siguri, până își văd obiectivele îndeplinite. Pentru că eu, de exemplu, și se lucrează cu obiective. Stabilim 10 obiective și este foarte... și emoționant, dacă pot să spun, încurajator și să bifeze rând pe rând îndeplinirea obiectivelor pe care chiar el și le-a pus la începutul procesului terapeutic. Una dintre tehnicile terapeutice în terapia pozitivă, mie îmi place așa cum sună, este jurnalul recunoștinței.
Aș vrea să-mi explici puțin ce înseamnă această tehnică și după aceea aș vrea să ne dai și câteva soluții, dacă am putea să-l ținem noi fără să mergem la terapeut. La terapeut. Jurnalul în sine este întâlnit nu numai în psihologia pozitivă, și în și alte planuri de intervenție folosite în psihologia modernă. Ce este de fapt recunoștința? Dacă stăm să o luăm așa, este acea piatră de temelie a psihologiei pozitive și, în esență, a fi recunoscător este despre a aprecia și a te bucura de tot ce ai pozitiv în viața ta, până la urmă. Pentru mulți această practică, recunosc că sună ciudat, am clienți care cum mă puneți să scriu, știi, de obicei psihologul nu dă teme pentru acasă, dar iată că psihologul mai dă și teme pentru acasă. Exercițiul este foarte simplu, ai nevoie doar de un caiet și de un timp scurt pe care tu trebuie să ți-l aloci ție, de fapt, în fiecare zi. Că este dimineața, când ai acel ritual matinal, eu îl recomand la cafeaua sau la ceaiul de dimineață. Ce scrii în acest jurnal? Tot ce ți s-a întâmplat bun în viață, tot ce ai pozitiv în acest moment în viața ta. Asta nu înseamnă că negăm partea negativă. De ce nu ținem un jurnal al gândurilor negative? Îl ținem în planurile de intervenție terapeutică, în ala, depresie. Oricum, îl ținem și ne-l tot rulăm în cap. Eu spun că este în background-ul minții noastre și ne copleșește câteodată și uităm să ne uităm și la partea plină a paharului. Și atunci vin și scriu. Îți spun sincer, eu l-am exersat personal și am ajuns să constat, dând paginile după ce l-am scris, că sunt recunoscătoare pentru că văd lumina soarelui dimineața, că simt aerul rece, chiar și ploaia de afară, de acum, că mă bucur de faptul că văd un copil râzând, mă bucur că sunt sănătoasă, că cei de lângă mine sunt bine. Deci iată că nu avem nevoie de lucruri mărețe, extraordinar de bune și, cum să spun, pozitive la nivel înalt în viața noastră. Și vom ajunge să ne bucurăm și să constatăm că viața noastră este creată din mici bucurii. Asta face jurnalul. Ne creează nouă un pattern pozitiv. Și atunci când ne este greu și avem acele momente de down emoțional, pentru că nu putem trăi doar o viață în roz, dacă îmi permit să fac o glumă, n-am suportat, da, atâta roz în viața noastră, și atunci vorbeam eu de acel echilibru. Viața este și cu bune și cu rele, cu lumină și cu umbră, dar psihologia pozitivă vine să-mi aducă echilibru până la urmă. Putem să-l ținem. Este un exercițiu de ce și se face în începutul, să zicem, consilierii psihologice sau al terapiei, până devine o obișnuință. Pentru că ce facem noi de foarte multe ori? Începem un lucru cu foarte mult entuziasm și constatăm după 3, 4, 5 zile, maxim o săptămână, că jurnalul meu a rămas închis, cu pixul pus pe el și n-am mai scris de mult. Dar în terapie eu le cer clienților să vină cu el și să vedem ce s-a întâmplat de la o ședință la alta. Și atunci vine cumva, nu neapărat o obligație, dar din respect în primul rând pentru propria ta persoană, că îți urmezi întreg procesul terapeutic, cât și pentru psihologul din fața ta. Are legătură și cu faptul că putem să ne păcălim creierul că suntem fericiți? O, dacă da. Zâmbim, dacă vedem lucrurile pozitive, creierul nostru crede că suntem fericiți. Crede că suntem fericiți, dar crede pe scurtă durată. Se vorbește tot în psihologia pozitivă de o sedare cu pozitivism. Da? Este ca și când am luat tot timpul o tabletă care mă ține pe mine zâmbind tot timpul și viața este frumoasă și este roz. Indiferent ce se întâmplă. Indiferent ce se întâmplă în jurul meu, din păcate acesta este un mare mecanism de negare a realității. Pentru că niciunul dintre noi nu poate zâmbi în mod continuu și să creadă că viața este frumoasă când în jurul lui sau chiar lui îi se întâmplă și lucruri negative și trăiește și emoții negative. Aici, dacă îmi permiți, aș da un exemplu cu care eu chiar lucrez în consiliere. Care este tendința oamenilor de a suprima tot ce înseamnă negativ?
Începând cu emoțiile noastre negative, da? Nu le trăim, nu ne uităm la ele, nu sunt despre noi, pentru a ne da acea aparență de funcționalitate. Exemplul pe care am vrut să-l dau și să-l dau și ascultătorilor noștri, haideți să ne imaginăm că punem toate emoțiile negative într-o minge gonflabilă, da? Din aceea de plajă, da? E plină cu emoții negative. Ce încercăm noi să facem? Să băgăm această minge sub apă, să o ascundem. Nu vrem să ne uităm la ea, nu este a noastră. Câtă forță ne este necesară, da? Hai să facem un exercițiu de imaginație, să împingem cu toată forța acea minge sub apă. Reușim să o ținem, nu pentru mult timp, corect? Ce face mingea? În momentul în care am dat drumul, iese la suprafață cu o forță mai mare decât cea cu care noi am împins-o. Ne stropește, ne lovește și continuă să plutească în jurul nostru. Deci nu am rezolvat nimic. Cum lucrez eu cu emoțiile negative? Lucrez cu clienții la modul acesta. Hai să vedem, să definim. Mulți să știți că nu știu să definească emoțiile. Nici pozitive, nici negative. Le definim. Le acceptăm pentru că sunt ale noastre. Da? Este ca și când m-aș uita la mâna mea și o duc la spate că nu o am. Nu mă uit la ea. Dar ea este acolo. Și încercăm să le schimbăm, să le decodăm, să le schimbăm conotația, să le acceptăm și să le vindecăm. Și întorcându-ne la minge, este ca și cum am desumfla-o încetul cu încetul. Da? Și atunci nu mai are acea formă, nu mai este tot timpul în jurul nostru, dar trebuie să ne uităm și la acea parte. Și în momentul în care vedem și emoția negativă, o înțelegem, stăm cu ea, eu așa recomand clienților, vedem care este mesajul pe care vrea să ni-l transmită. Da? Și cumva am îmblânzit-o, ne-am împăcat cu ea, am acceptat-o și atunci vine și acea vindecare de care spuneai, a traumelor din trecut. Și ce fac? Ajung în echilibru, pentru că asta este de fapt sintagma, așa cum am mai spus, a psihologiei pozitive. Și acum să vorbim despre pozitivismul toxic. Da. Să vedem totul roz. Totul roz. Totul roz. Și să ne mințim că e ok. Studiam acest subiect interesant al psihologiei pozitive și am găsit, așa să spunem, un joc frumos al doamnei psihoterapeut Iulia Filip, doctorant în psihologie, care vorbește despre mituri în ceea ce privește pozitivismul acesta toxic. Dacă poate să fie, când este pozitivismul toxic, care sunt oamenii care îl abordează și mi-au plăcut câteva sintagme și aș vrea cumva să vorbim despre ele. Unul dintre miturile acestui pozitivism toxic este faptul că oamenii cu adevărat curajoși sunt aceia care văd totul într-o lumină pozitivă. Fals? De ce este fals acest mit? Nu. Oamenii curajoși sunt cei care acceptă realitatea cu parte negativă și pozitivă. Deci au curajul să se uite și la lucrurile mai puțin plăcute din viața lor. Da? Deci nu se sedează și nu se intoxică cu acel roz continuu din viața noastră. Dacă îmi permiți, curajul înseamnă să sar de pe o clădire și să-ți imaginezi că o să fie bine. Că o să fie bine fără să ai o plasă de siguranță și fără să te și gândești la consecințe. Da? Pentru că despre asta... Deci curajul nu înseamnă să fii inconștient. Așa e și cu psihologia pozitivă. Vedem, da. Aici trebuie să vedem și să facem demarcația clară între a mă uita doar spre partea de lumină fără a-mi vedea și umbrele. Ce mi s-a mai părut iarăși interesant, și aici mă întorc din nou la concepte, se mai spune că pozitivitatea nu poate fi niciodată toxică, însă respingerea realității, da. De ce este fals și un acest mit? Este că pozitivitatea poate deveni toxică în momentul în care ne face opaci, da? La toate părțile mai puțin plăcute din viața noastră. Și atunci, ideea este că în egală măsură trebuie să acceptăm că avem nevoie și de o privire limpede a realității și să fim pregătiți pentru a face față tuturor evenimentelor din viața noastră.
Nu ne putem aștepta și întâlnim persoane care spun, mie o să mi se întâmple numai bine, eu nu am nimic negativ. A manifesta, e acum în curent. Da, da. Să gândesc numai așa și o nu... să se întâmple. Și o să se întâmple. Avem în contrapartită, dacă îmi pot spune, în partea opusă, acei oameni care trăiesc doar în mie mi se întâmplă numai rău, eu nu pot să am parte de nimic bun în viață, eu dacă ies acum pe ușă, sigur mi se întâmplă ceva. Nu. Acceptarea realității, despre asta vorbește. Să pot să-mi depășesc și să-mi accept că mi se pot întâmpla și evenimente neplăcute, dar să-mi găsesc resursele să trec peste acestea și să mă duc pe calea cea bună și pozitivă a vieții. Pentru că vorbeai de pozitivism toxic. Da, da. Aș vrea să... Și spuneai că terapia pozitivă este în principal pentru cei mai tineri. Pe noi, pe toți, ne acaparează, să zicem așa, rețelele sociale. O, da. Rețelele sociale în care poate acum nu e chiar așa, dar mai de mult toată lumea era perfectă, toată lumea posta doar poze în care arătau perfect, în care viața era descrisă perfect, erau familii perfecte. Și erau multe, de fapt, doar de fațadă. Da. Este un subiect amplu și s-ar putea face mai multe emisiuni doar pe tema, să zicem, pozitivismului toxic din social media. Ce se întâmplă? Da, a fost aceasta și este, până la urmă, această tendință de a ne posta doar zâmbind și fericiți. Dar iată că folosim această interfață cu ceilalți pentru a salva niște aparențe. Mintea noastră, creierul nostru, ce face? Face puzzle, da, în social media doar din partea aceasta roz și frumoasă a vieții. Pe mine m-a întrebat la un moment dat cineva de ce postez despre suferință, de ce postez despre aspecte negative ale vieții, pentru că, da, guess what, fac parte din viața noastră. Să fiu mai pozitivă. Da, să fiu mai pozitivă. Cum vin eu și vorbesc despre depresie, despre anxietate, despre stres? Bun, dar sunt realitatea vieții noastre. Ce ascunde, de fapt, această imagine pozitivă și zâmbitoare din social media este, de fapt, o mare nevoie ca în viața acestor oameni să existe realitatea pe care ei o afișează. Am întâlnit, așa cum spui și tu, familii fericite în public, dar viața lor era cu totul și cu totul alta. Deci este cumva acea expresie, ne îmbătăm cu apă rece și încercăm să arătăm ce am vrea să fim. Nu contestăm faptul că sunt și oameni care sunt oameni fericiți și pozitivi și postează și doresc cumva să arate și altora, eu așa văd lucrurile, că se poate. Și să se bucure și alții, deși nu ne prea mai bucurăm de bucuria altora, da, din păcate, ci mai mult de necazul altuia, dar aici trebuie să vedem continuu ce postează acele persoane. Da? Dacă o să găsești în postările mele și pozitiv și negativ, înseamnă că eu accept realitatea așa cum este ea. Spuneai că ne bucurăm de răul celuilalt? Asta cum e? Da, mi se pare un spor național. Psihologie pozitivă? Asta e un lucru pozitiv? Nu. Poți dacă cel de lângă tine, mă rog, vecinul are inundație și tu n-ai, poți să vezi partea bună. Da, că tu ai scăpat, dar a nu te bucura, te bucuri pentru tine, nu pentru necazul lui. E o mare diferență, dacă stăm să o luăm așa. Da, mă bucur și eu sunt happy că nu mi s-a inundat casa, dar nu mă bucur că uite el ce-a pățit. Numai că, din păcate, trăim într-o societate în care ne uităm mai mult la viețile altora. Și am regăsit o expresie interesantă: când ne uităm în viața altora și povestim despre viața altora, înseamnă că noi nu avem viața noastră. Dar întotdeauna iarba dincolo de gard e mai verde. E mai verde. Da, da. E mai verde până ajungi dincolo. Dincolo și vezi despre ce este vorba și era o imagine tare drăguță în social media. Două grădini, nu știu dacă ai văzut, împărțite cu un zid, o doamnă cu un câmp plin de trandafiri care era supărată și nemulțumită de ce avea, iar de cealaltă parte a zidului, o domnișoară care dansa cu un singur trandafir în mână. Și asta spune despre cum știm să ne bucurăm fiecare, cum suntem recunoscători pentru ceea ce avem în viață. Ne-ai spus că ne-ai povestit despre pozitivitate toxică. Dacă opusul pozitivității toxice este negativitatea?
Nu, eu nu o văd așa. Opusul pozitivității toxice este, de fapt, acceptarea realității așa cum este ea. De realitatea de care vorbeam mai devreme. Cu plusuri și cu minusuri. Da? Deci faptul că noi trebuie să vedem emoțiile în mod simultan. Da? Avem, spre exemplu, este în regulă să ne simțim recunoscători și bucuroși în momentul în care primim o promovare. Da? Este normal, este un sentiment și o emoție pozitivă, dar triști pentru că această promovare presupune, de exemplu, părăsirea echipei cu care am lucrat până acum. Da? Deci eu trebuie să-mi accept realitatea și să împart, așa cum am mai zis, emoția pozitivă și negativă și să le integrez pe amândouă. Pentru că ai menționat despre promovare, aș vrea să îmi spui dacă are cum putem să tratăm invidia, să ne vindecăm de invidie. Da. Pentru că suntem foarte geloși, invidioși pe succesul unor persoane, dar de multe ori nu vedem munca din spatele acelui succes. Asta vreau să-ți spun. Este foarte simplu să stau și să-l invidiez pe cel care, deci eu să stau pe poziția mea și să-l invidiez pe cel care a promovat, de exemplu. Aici știi ce ar trebui în primul rând? Să ne întoarcem la ceea ce vorbeam, la resursele pe care le avem. Eu sunt capabilă să ajung la acea poziție la care a ajuns colegul meu? Ce am făcut eu? Care au fost eforturile depuse de mine să ajung în acel post? Dar aici avem nevoie de foarte mult obiectivism personal și de curaj de a ne întoarce și ne uita în propria noastră viață și în propria noastră oglindă. Despre asta este vorba la invidie. Este foarte simplu să zici, da, el a reușit, și să-mi fie ciudă și cum ai spus să fiu gelos pe el. Ok, dar omul acesta a făcut ceva. A parcurs acel proces de vizualizare al succesului. A trecut prin toți pașii. Și noi nu știm niciodată câtă muncă și cât efort este în spatele fiecăruia dintre noi și a reușitei fiecăruia dintre noi. Și atunci este vorba doar despre noi cu noi. Despre abilitățile noastre, despre dorințele noastre. Da? Și dacă eu nu depun niciun efort, n-am să ajung la postul dorit. Ai vorbit puțin despre cum ne raportăm noi și cum ne uităm noi la ceilalți. Dacă e greu să-i spui unui client că n-are dreptate și că e invidios, e greu să accepte? Bineînțeles că nu i-o spui așa. Nu, categoric. Cumva asta spun, îl ghidez. Noi, psihologii, clinici, terapeuții, folosim o sintagmă. Eu sunt o oglindă, da? Imaginează-ți tu, client, că eu de fapt sunt oglinda ta. Oglinda care ți arată atât partea bună cât și partea urâtă sau negativă a personalității tale. Eu sunt cea care te ghidez către resursele tale interioare. Și atunci când vorbim despre invidie, pentru că ai dorit să punctăm acest lucru, îl pun în situația să parcurgă el drumul, da? Luăm această promovare a colegului. Ai fi capabil, ai resursele, ai cunoștințele, ai determinarea, perseverența, curajul de care vorbeam să faci toate aceste lucruri și las pe el, da, cumva să-și vizualizeze propriul proces către acea promovare. Și zice, păi, n-am pregătirea, unul la mână, accept chestia asta. Da? Pentru că ce se întâmplă în terapie și în consiliere? Se creează o relație terapeutică, client, psiholog, terapeut, se creează un loc de siguranță în care are curajul, așa cum am spus, să se uite cu obiectivism în propria lui oglindă. Și atunci ajunge chiar el. Da? Este un proces. Eu nu pot să imprim o etichetă. Da? Terapeutul este o persoană obiectivă, care te privește cu non-judecată, este neutră. Eu n-am să vin să spun, ești rău și invidios. Dar îl las pe el să descopere această latură negativă a lui. Facem încă o pauză și încă 3 minute mai avem. Ok. Da. Maturitatea este iarăși psihologică, da, dacă și ți se pare. Și să nu încurcăm terapia tradițională. Da. Am zis din partea asta cu terapeutul deja, cu rețetele și concluzia. Dar trebuie punctat aspectul ăsta că nu înlocuiește. Atunci despre asta vorbim și mai sunt 3 minute. Deci 3 minute putem, da, puncta maturitatea psihologică.
da? Da. Că este foarte importantă. Și ce-am mai vrut, dacă crezi tu, și lăsăm maturitatea, pentru că este foarte la, în trend, prietenul acela care vede într-o lumină pozitivă tot ce ai tu, dacă ai nevoie sau nu în situații bine, de criză. Bine, atunci asta. Asta, asta okay. Și concluzii, da, și scurt, scurt. Minute. Ok. Am vorbit despre invidie, despre promovare. Haideți să vorbim puțin și despre prietenie. Despre prietenul la care vede totul pozitiv. Da, sunt buni, avem nevoie de ei și eu aș schimba cumva nu prieten pozitiv, ci avem nevoie de prieteni empatici. Când îi întâlnim foarte des în momentele de criză? Avem sau nu avem nevoie de astfel de prieteni atunci? Cred că asta, până la urmă, este întrebarea. Răspunsul meu este nu. Într-o situație de criză, într-un moment negativ, neplăcut al vieții noastre, toți am întâlnit acei oameni, lasă că o să fie bine, știu eu că o să treci, nu mai suferi. Omul acela nu ne vede în adevăratul nostru, în adevărata noastră suferință în acele momente. N-are de unde să știe cât sufer eu, la ce grad, cum o să-mi fie mie, cum voi depăși eu aceste momente. Ce se recomandă și ce recomand eu? Eu lucrez foarte mult, de exemplu, în terapia doliului, să luăm un exemplu, și aparținătorilor pacienților cu boli cronice. Da, asta e cam nasol să-i spui, lasă că o să-ți treacă. Lasă n-are, că, ce să n-are ce să-ți treacă. Și atunci eu îi învăț pe acești prieteni binevoitori sau pe aparținători să-și exprime prezența. Da? Sunt aici pentru tine. Poate nu știu, pentru că eu n-am trecut, să zicem, printr-o pierdere gravă sau printr-o boală gravă. Poate nu știu ce simți. Dar îmi exprim disponibilitatea să-ți fiu alături. Să depășești, să te las, să-ți dau timp, să-ți parcurgi acest proces, pentru că fiecare are timpul lui. N-avem de unde să știm cum este când îți moare cineva dacă tu nu ai trecut printr-un astfel de moment. Nu pot să spun nu mai plânge, pentru că este vorba clară de gestionarea acelor momente și în doliu se recomandă plânsul pentru că este până la urmă și terapeutic. Da? Deci ce avem nevoie? Avem nevoie să fim empatici, dar să nu intrăm și să preluăm suferința celui de lângă noi. Avem nevoie să-l vedem pe omul în suferință, să-i validăm emoțiile de la acel moment. Pentru că dacă eu îi spun, lasă că o să treacă și o să fii bine, eu nu-i văd suferința și nu-i o accept și nu-l ajut. Deci să fim doar empatici și să fim prezenți în viața celor care chiar au nevoie de noi atunci când trebuie. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile pe care le ați adus și aș vrea așa ca pe o concluzie să-mi spuneți încă o dată că nu trebuie să fim pozitivi, trebuie să fim realiști. Trebuie să fim realiști, să ne urmărim emoțiile pozitive despre prezent, trecut și viitor și să ne folosim punctele noastre forte pentru a putea depăși și partea negativă a vieții noastre, inerentă, să mulțumim și să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem în viață și ce este cel mai important este să dăm un sens la tot ceea ce facem, la toate gândurile și toate emoțiile noastre pe care le trăim zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult, vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!